era important pentru noi să trecem din meciul ăsta foarte. A venit cu destul de chiar foarte târziu, dar bine că am marcat și că am luat un trei. Da, pe stadă v-au dat o replică solidă, cel puțin în primele 67 de minute. Da, ne-au, să zic, s-au apărat toată echipa, au făcut faza defensivă foarte bine, faza de atac va veni deja contact. Dar noi am avut ocazie din primele minute, nu am vrut să intrăm nici în poartă, a intrat mai târziu, bine că a intrat. Cu reușita de la Snagov, prin care Chindia a deschis scorul, Honciu a ajuns la 4 goluri în această ediție de campionat. Interesant este că mijlocașul a punctat în fiecare dintre ultimele 4 jocuri oficiale. Neguț a ratat mult cu Brăila, dar și-a luat revanșa la Snagov. Greu și adversarul un pic incomod. Prima repriză s-a părut destul de bine. A fost greu până am marcat primul gol, apoi a venit și golul 2 și a făcut așa. Ați revenit pe primul loc acolo unde vă e locul. Da, asta ne plăcem mai mult. Sperăm să câștigăm și cu Mioveni. Să rămânem acolo să ținem cu același lucru. Mulți suporteri au venit după voi azi. Da, ne bucurăm. Asta ne-a încurajat destul de mult, zic eu. Cum vezi meciul cu Mioveni? Nu e tot la fel de destul de greu, dar eu cred că o să câștigăm.